moment prin care am alături aici în Sibiul campus doi prieteni îi cunosc de foarte mult timp. Pe Teodora Bârsanu știu de când era foarte, foarte, foarte mică. Bună, Teodora! Bine ai revenit în studioul nostru! Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație! Chiar mi-era dor de emisiune la noi în Buzău și mai ales la campus, că aici am avut prima mea emisiune. Da. Uite, îmi place să... Adică e ca și cum am aranjat chestia asta, dar înțeleg că n-ai mai fost de mult la o televiziune locală. Nu, n-am mai fost. Deci nu mai ține minte de când. Da, alături de Mario Buzeanu, un cuplu deja consacrat de artiști buzăieni. Te salut și pe tine, Mario, cu mare drag te-am invitat. Salut și telespectatorii noștri. Și pe tine. Ne cunoaștem de ani buni, de când erai mai bătrân, acum ai întinerit. Păi da. Nu știu cum reușești sau care este rețeta. Încerc să fiu liniștit. Să fii liniștit? Păi da. Da. Adevărul este că văzându-ți și multe dintre postări, înțeleg de unde vine liniștea, din familie, dar și am văzut că de la Dumnezeu, pentru că cred că Dumnezeu ne oferă cu tuturor liniștea. Important e să o căutăm. Păi, dacă căutăm, găsim. Exact. Batem, ni se deschide. Ce mai faceți voi? Păi, ce să facem? Facem bine. Am început și noi evenimentele cât de cât. Da, asta, da. Deci asta e un lucru bun. În rest, compunem melodii, mergem în studio, filmăm videoclipuri. După cum vezi, am făcut și o piesă împreună, ultima piesă mi-am răsuit, Cartea Vieții, care se bucură, din câte am înțeles, din succes destul de mare și la campus. Da, păi la campus este în top 10 folclor, este, cred că, pe primul loc. Păi este, și piesa este lucrată foarte frumos din punctul meu de vedere și se vede că și telespectatorii au apreciat și videoclipul este frumos. Avem un prieten nostru, Alex Nicolae, care ne-a făcut un videoclip foarte frumos și a stat după noi și s-a chinuit cu noi și a filmat foarte mult ca să iasă bine. Ploaie și... Da, deci a fost o peripeție, dar a ieșit un produs finit destul de frumos. Da, pe care o să-l dăm spre finalul emisiunii, că așa e, lăsăm caimacul la final. Da. Da. Bun, Teodora, cum e să urci din nou pe scenă? Bănesc că ai avut deja evenimente. Ai reînceput. Am avut, dar puține, adică de acum încolo, de luna aceasta, sunt foarte bine din punctul ăsta de vedere. Până acum a fost extrem. Faceți față extrem solicitărilor? Că au început oamenii, gata, să se distreze. Da, eu fac, e bine. Facem față, nu? Da, astea cu au început deja să fie aranjate cu sărbătorile Câmpenești? Nu, sărbătorile Câmpenești încă nu. Păi de ce oare? Că... Nu știu care este motivul. Probabil că domnii primari se feresc de să organizeze... Suflă în iaurt, rău de tot. Nu știu, dânsii știu, îți dai seama că fiecare știe socoteala în ograda lui. Dar asta este, probabil că la anul. Da. Nu știu, noi avem semnale că s-ar putea din toamna aceasta să fie mai bine. Doamne ajută, Doamne ajută să dai drum. Seama că aici era baza, cel puțin la mine, aici era baza la spectacole. Cu niște limite din astea așa de participanți. Da, și acum, pentru că sunt adunări publice care se pot organiza, inclusiv în orașul nostru sunt organizate evenimente cu participarea publicului. Sunt de acord, dar spectacole momentan nu se organizează. Cred că s-au terminat banii. Probabil că s-au terminat și banii. Cum a fost perioada asta de pandemie pentru voi, Teodora? A fost destul de grea. Eu niciodată nu m-aș fi gândit la o situație de genul și nu am pus bani deoparte, nu? Adică am avut bani, am mai făcut ce am mai făcut pentru mine, am mai și cheltuit, m-am și plimbat și când a venit perioada asta a fost destul de greu. Între timp, bine, și stând acasă, ne făcând nimic, te plictisești și așa, m-am angajat. Și în prezent încă mai sunt, dar te-am sunt în preaviz acum. Am văzut la locul de muncă, da? Da, dacă ne-am Ce ai făcut? Sunt în preaviz. Păi de ce? Am obosit. Au început cântările. Și am și obosit psihic și fizic. Oamenii sunt foarte obositori și... Nu știu, am nevoie de liniște. Acum ar preferam o cântare sâmbătă, mi-am scos banii lejer și altceva. Eu cred că, mă scuz să te întrerup, eu cred că nu este făcută pentru așa ceva. A fost o situație de moment în care a trebuit să descurce cum s-a putut. Ea este făcută să urce pe scenă, este artistă și locul ei este pe scenă. Da. Dar să știi că pentru mine a fost o surpriză plăcută. Nu știu de ce gândesc unii oameni că ar fi o problemă să te văd la locul de muncă, Teodora. Bine. Te-am revăzut și după atâția ani, nu știu câți ani.
Da, acum e și asta o experiență pe care ai avut-o. Da, nu pot să zic că până la urmă am muncit, n-am făcut nimic, n-am dat în cap la nimeni, nu am făcut ceva rușinos, dar orașul nostru este foarte mic și cel puțin din lumea noastră a muzicii, oamenii sigur au comentează, da, adică cum adică așa. Teodora să fie vânzătoare? Da, da. Băi, pe bune, adică... Da, și în magazin sigur că au fost persoane care m-au recunoscut, au fost cazuri și așa, da? Până la urmă m-am învățat și am zis că voi nu muncesc, adică nu fac nimic altceva. Și până la urmă viața ne poate oferi diverse chestii prin care trebuie să trecem. Da, adevărul că mulți dintre artiștii ăștia care cred eu că comentează ei așa pe la colțuri și bârfesc, s-au născut direct, nu știu, pe scenă, s-au născut direct cercetători științifici, nu știu. Sincer, eu nu bag în seamă pe nimeni, eu nu am treabă cu bârfele nimănui, eu mi-am văzut tot timpul de drumul meu, ursul merge, câinii latră. Da, dar am văzut că lansezi piesă după piesă. Dacă asta e treaba mea. Deci să nu uit că se termină emisiunea, că trece foarte repede. Salutări de la Manuel. Mulțumesc frumos. Directorul nostru de la Radio Campus. Deci noi saltăm. Da. Îți transmite multe salutări și să știi că la Matinalul în Forță ascultăm și Mario Buzeanu și Teodora Băsană. Vă ascultăm. Deci azi dimineață am ascultat. Am făcut așa un teaser pentru ediția specială din această după amiază. Sunt și piese care sunt și cerute de oameni. Am câteva piese care să chiar au... Să la Hanu cu melodii. Ești foarte solicitat tot la Radio Campus din weekend. Dar asta e un lucru bun pentru noi și mulțumim ascultătorilor pentru că apreciază munca noastră. Da, și cu ocazia pregătirii acestei emisiuni m-am uitat așa, uite, și la vizualizări. Voi aveți la videoclipul acesta aproape 1 milion de vizualizări. Da. Da. Și vizualizările s-au făcut în pandemie, cele mai multe. Da. Deci eu am avut într-un an și puțin 8.200.000 pe canal de vizualizări. Acum te întreb și eu ceva, dar oprim un pic emisiunea. Să câștigă bine, nu? E, mulțumim Dumnezeu. Nu, că asta cu vizualizările m-am gândit și eu, bă, ce să fac și eu să fac niște bani așa? Fă-ți cont de YouTube. Și ce să fac eu acolo? Chiar mă prea pricep la nimic, adică în afară de ce fac eu pe aici. Da, uite, că tu îmbini utilul cu plăcutul. Păi da, am îmbinat utilul cu plăcutul, tot timpul am investit, am făcut melodii, dar acum e și, eu nu vreau să spun chestia asta ca și victimizare, să nu mă înțelegi greșit, sau niște spectatori să nu mă înțeleagă greșit, dar sunt piese pe care, în care noi investim foarte mulți bani și în videoclip și în piesă și piesa poate să nu prindă. Este un risc în tot ceea ce se întâmplă, ca peste tot, peste tot este un risc, nu comentăm. Dar sunt și piese care le-am făcut, par frumoase, dar nu prind așa bine, nu toate prind la public. Da. Uite, mă uitam și la acest videoclip și la celelalte pe care le-ați făcut voi. Apreciez la modul cel mai sincer faptul că rămâneți și păstrați tradiția asta, nu mai pe la țară aveți videoclipurile. Bine, și muzica e de genul, adică n-ai cum să te duci în altă parte, dar am văzut și niște compilații din astea pe la alți artiști care preferă. Uite ce cadre frumoase așa. Am încercat să promovăm Buzăul, pentru că avem zone foarte frumoase în Buzău. Eu am filmat și la Pietroase, aici ai filmat și la Năieni și videoclipul la fel la Năieni. Am filmat la Bisoca, am filmat în zone destul de frumoase și până la urmă județul nostru este destul de frumos și merită promovat. Am filmat la Trovanți, unde mă aduce viața. Trovanțiu este un monument al naturii la Trovanți și este destul de frumos și păcat ca să nu vadă toată lumea, mai ales că eu am fost foarte vizionat, cel puțin videoclipul de la Trovanți are tot felul 500.000 de vizionări nici într-un an. Și aia înseamnă că lumea a văzut. Și uite, așa poate, ușor, ușor suntem și vizitați de alții din altă parte. Pentru că și în Italia am avut foarte multe vizionări și în toată Europa. Da, eu aș fi curios să asist la filmarea unui videoclip. Bănesc că atmosfera este foarte interesantă. Adică amuzantă. Da, e amuzantă. Adică... Ne distrăm, adică e și muncă, dar... Nu știu, întotdeauna s-a râs, s-a... Eu sunt responsabil cu... V-aș certa vreodată? Acum, în momentul sincer, v-aș certa vreodată la filmări? Nu, nu certat. Cu ce să mă supărat, așa, nu știu. Nu avem ce să ne supărăm. Noi ne distrăm cel mai mult, adică... Da. Mai ales că în spatele camerei, când sunt eu să cânt, de exemplu, domnul Mario mai face poze, se mai scălâmbă, mai zice o glumă, adică... Responsabil cu panorama. Adică nu... Păi ai zis, măi, Teodora, râzi.
Da. Eu, de când mă știu, de când am început să cânt, am chestia cu zâmbetul. Toată lumea spune să zâmbesc când cânt. Dar sper că s-au obișnuit cu mine că așa mi este felul până la urmă. Mai zâmbesc când mi-aduc aminte. Da. Da. Zâmbește și frumos, cântă și frumos, e treaba bună, dar mai durează. Da, da, adevăr că dacă tot ai zis lucrul ăsta, deși de la început emisiunii până acum ai zâmbit. Aducându-mi aminte de tine, primele momente în care te-am văzut prin spectacole, da, nu prea zâmbeai. Dar ăla este stilul tău, până la urmă. Ăla a fost stilul tău și de ce să te scoată cineva din zona de confort? Da, păi toată lumea. Când eram și la emisiune, mai mergeam cu tata. Tata, l-am terminat de cap. Mereu zâmbește, era în spatele camerei, îmi făcea semne, zâmbește. Nu m-a avut pe mine tot timpul după aia, mă, dacă zâmbea mereu. Doamne, deci tatăl tău atât de implicat, îl știu, deci l-am văzut în atâtea momente cât de implicat poate să fie. Tata este omul care m-a împins cel mai mult de la spate. Bine, părinții și mama și tata, dar el și-a rupt foarte mult din timpul lui pentru mine. Bine, normal, este tată, dar dacă nu era el, nu știu, n-aș fi participat la sute de concursuri, n-aș fi mers în multe locuri, pentru că na, el a mers cu mine, el m-a sprijinit, el a fost la rău și la bine. Cred că, nu știu să estimez câți ani, prima dată când am vorbit cu tatăl tău, de era așa modest, spășit și zicea că am și o fată și domnul Mihai, dacă se poate, nu știu, acum nu zic că e talentat, foarte talentată, dar dacă se poate așa, deci Dumnezeule, îmi place foarte mult chestia asta, pentru că uite, în 21 de ani de activitate au fost părinți care au zis că băi, ce bun e și deștept copilul meu, că e cel mai bun, că e anus mai bun decât, adică să mi-l promovați, că e mai bun. Adică cu tu pe Odin ăsta, fantastic. Nu dau un nume, că n-are rost. Nu. Adică... Tata și este. Da. Un om mai modest și așa a mers și la domnul Mario și mi-a spus de mine că el știa că avem un talent pe stradă și eu nu știam, fiind mic, când aveam treabă așa cu muzica și el a venit și a vorbit și așa s-a legat colaborarea noastră. Eu vreau să mă ascultăm o piesă. Dar nu știu pe care, că noi aici, cel puțin la mine la emisiune, noi avem lucrurile spontane. Ce piesă am putea asculta? Oriunde m-ar duce viața. Oriunde m-ar duce viața. Da. Piesa care s-a bucurat de succes, cel puțin, este un hit al meu. Da? Bun, atunci Madeleine pregătește imediat piesa aceasta, Oriunde m-ar duce viața, despre care ce poți să ne spui așa ca istoric, scurt istoric? Păi a fost o piesă care am făcut-o înainte de pandemie, deci parcă am fost așa împins de la spate și o piesă care a prins foarte bine. Am lucrat la DeMarco la București, videoclipul tot de DeMarco l-a făcut, dar o piesă care s-a bucurat de succes și care, sincer să spun, a prins foarte bine și în străinătate. Bun, să ascultăm Oriunde m-ar duce viața, Mario Buzoian. Ca mine, bine nu era,
știa mai bine, viața mea știa atât de bine, că mi-ar da tot într-o zi, dar la ce mi-am folosit, că aș avea și tot mi-ar trebui. Eu credeam că e ca mine, viața mea știa mai bine, viața mea știa atât de bine, că mi-ar da tot într-o zi, dar la ce mi-am folosit, că aș avea și tot mi-ar trebui. Oriunde mă duce viața, eu merg după ea. Atunci când făceam ca mine, bine nu era. Ce mi-a dat ea a fost bine în toți anii mei. De azi nu mai fac ca mine, merg pe mâna ei. Oriunde m-ar duce viața, eu merg după ea. Atunci când făceam ca mine, bine nu era. Ce mi-a dat ea a fost bine în toți anii mei. De azi nu mai fac ca mine, nu te mâna ei. Oriunde m-ar duce viața, câte vizualizări are videoclipul ăsta, ziceai? 500 ceva de mii, parcă 540 de mii și o melodie prima dată când am pus-o cu o poză. De a fost pusă cu o poză și are 1.100.000. Era mai, trebuie să-l lași cu poza, nu? Adică... Nu, era păcat. Nu, ăla a fost boom-ul. Deci cât? 1.000.000? 100, 1.100.000, nu știu exact cât are. Oricum. De unde sunt cele mai multe vizualizări așa? În România, afară de cele România, mai multe. Da? Oricum, într-un an și o lună, 5 milioane și ceva, 5.400.000 parcă am în România, 950.000 în Italia, după aceea mai scade, 500.000 în Spania, în Republica Moldova și în America și mai multe. Da, nu întreb degeaba, pentru că ce spuneam înainte de piesă, de promovarea Buzăului, da, a Ținutului Buzăului, și cu Trovanții e clară treaba și din punctul ăsta de vedere. Și apropo de melodia asta, oriunde m-ar duce viața, oriunde m-ar duce viața la cumpărături, dau de tine, pe cuvântul meu, nu știu. Ai observat de câte ori ne... Da. Nu știu dacă te duci tu în fiecare zi sau... Că eu mă duc foarte rar. Pe la mall-uri, pe la astea, aici în Buzău, mă rog, nici în altă parte, dar zic așa, mă, când mă nimeresc, pac, eu te văd cum mă. Da. Da, parcă, și la piață când cânta, mereu. Da, da. Ai fost acolo pe... Da, a fost o inițiativă bună din punctul meu de vedere, da. Pentru că oamenii chiar și acum spun în piață, de-abia așteptăm să vină la iarnă, să ne mai pună iar aici televizoarele, să... ecranele să vedem. Exact. Da. Teodora, tu ce gânduri ai așa? Artistice, evident. Ce gânduri te cuprind de viitor? Acum, chiar astăzi am vorbit cu un băiat. Pregătesc un colaj cu manele mai vechi. Da, de fapt, mult mai vechi. Asta cu aș da zile de la mine, nu? Încerc să nu fac ce s-a mai făcut. Am stat destul de mult și am căutat piese să nu mai fie cântate, iar adică refăcute. E ceva, o dorință de-a mea, mai toți prietenii mei mi-au spus, bă, dar fă și tu ceva, mai așa, mai... Și te-ai îndreptat către manele? Încerc. Bine, încerc, vreau să fac un simplu colaj și un videoclip. Acum, dacă o vrea să prindă puțin, e bine. Dacă nu, eu tot sunt bucuroasă.
Și... Cum vezi asta, Mario? Adică bănesc că... Nu, văd de bun augur. Exemplu, păi, și eu dacă sunt la petreceri până la un moment, exemplu, eu n-am pus manelele pe... Nu le-am pus, dar nu, asta înseamnă, nu înseamnă că înseamnă ceva bine. Păi asta zic, ar fi culmea să fim ipocriți, apropo de asta, mamă, când sunt unii care, tot așa, sunt niște cercetători în muzică sau... Nu, dar nu este un gen muzical care prinde. Dar bineînțeles. Și mie mi se par melodii frumoase, care cântate frumos și cu text frumos, chiar sunt, fac parte din petreceri, din sufletul petrecerii. Cu siguranță. Eu, de exemplu, eu merg la petreceri și cânt și genul ăsta, mai spre sfârșit așa, cânt și vă câteva melodii de genul ăsta, un cușor, câteva colaje, cu melodii tot la fel mai vechi, care se cântau în 90. Și da, cânt și eu așa ceva. Și sună destul de frumos și lumea se distrează foarte bine și este și pe cinste, adică la modul cel mai serios. Nu că vreau să mă lau singur, dar ăsta este adevărul. Da, așa este. Ăsta este adevărul. Încă... Deci noi cât am vrea să spunem, toată lumea dansează. Ei, încă suntem în zona aia de ipocrizie, repet, în care, domne, hai mă să fim serioși. Nu ne putem ascunde. Până la urmă, Ormii este un gen muzical care face parte din viața noastră, din distracția noastră, din petrecerea noastră. Nu e nimic rău în treaba asta. Ascultăm și Beethoven dacă vrem acasă sau muzică de relaxare. Ascultăm și o horă, o sârbă la petrecere. Mai ascultăm și acasă o melodie de suflet sau ce ascultă fiecare. Dar mi se pare ceva normal, adică nu e nimic rău în treaba asta. Și hai să ne gândim foarte bine. Sunt soliste de muzică populară în România, nu vreau să dau nume, dar știe toată lumea, care cântau populară și n-au prins. Și au cântat manele și au prins și-au, foarte bine. Da. Păi ați văzut cu scandalul cu Loredana. Vai, Loredana, manele. Păi da, Loredana, vai. Dar toată lumea s-a reorientat. Păi în momentul în care a văzut că brandul și trendul ăsta acum, de fapt, trendul, este cu genul ăsta muzical, păi ce a făcut? Toți au făcut trap, manele sau cum se numesc. Da, nu știu, nu mă interesează. Nu ascult așa ceva. Dar totuși manele astea vechi care le-a cântat De minune. Da, tot. Sunt niște melodii care au prins foarte bine. Să nu uităm că la Neversea sau unde când DJ-ul respectiv a pus în melodia cu Așa sunt zilele mele. Era toată lumea era nebunit, adică. Adică asta ce înseamnă? Că n-ascultă manele. Da. Nu, eu nu... Culmea la un festival cu totul diferit ca stil, ca gen muzical. Asta merg la o petrecere, merg foarte bine. Da. Eu n-am scos pe YouTube. Am scos muzică macedonească, în schimb. Am câteva, două melodii de muzică macedonească. Dar nu asta înseamnă că nu pot să cânt sau la o petrecere, nu, dacă mi se cere, nu cânt. Eu îți doresc mult succes, Teodora, în noul ăsta. Mulțumesc. Da? Eu nu cred că e ceva chiar atât de... Adică... Sunt niște piese vechi și refăcute frumos, așa, eu zic că nu deranjează pe nimeni. Bine, la mine s-a comentat și momentul în care am scos prima melodie etno. Cum ai lăsat muzica populară? Doamne, că ți-ai bătut joc de costum, de nu știu ce, adică se exagerează foarte mult. Da, am primit, am auzit și mi s-a spus și în față lucrul ăsta. Nu înțeleg, dacă pot să cânt mai multe stiluri sau... Nu văd care este problema. Nu e nicio problemă. Dar de ce vin răutățile astea? Că eu nu... Încerc să înțeleg că voi sunteți în brațul ăsta artiștilor. Nu știu, eu nu întâmplă nicio răutate. Eu nu am nicio treabă cu nimic. Eu simt că e născută oarecum și dintr-o invidie că s-ar putea să aibă succes. Dar zicem că să... Uite, Teodora s-a dat pe Edna. Și care... dacă va prinde mai bine... Păi... Ia să o descurajăm. Am lansat oarecum. În momentul când am scos melodia cu Sunt cel mai fericit tată. Da, a prins foarte bine. Da, melodia aceea a prins foarte bine și atunci am început să mă ridic și mai mult. Că nu eram așa, pe Buzău, puțin. Dar, păi Etno, pot să zic că a fost lansarea mea. Până la urma urmei, noi cântăm ce prinde, că din asta trăim. Și nimeni nu vine să-mi pună nimic pe masă dacă n-am succes la public. Și asta e adevărat. Și mai este un lucru, apropo de oarecum se zice o mentalitate a românilor, tot ce apare pe TV, mulți dintre români consideră că, domne, ăsta este al meu. Adică cu Simona Halep, pe care o înjură dacă pierde. Bă, prietene, dar ce treabă ai tu cu ea? Adică ți-a bani? Știu, adică... Eu știi ce am observat? Mă scuz că te întrerup. Eu am observat un lucru. Oamenii care au probleme cu ei văd defectele în alții. Și asta e adevărat. Deci în momentul în care tu îți rezolvi problemele tale interioare, ajungi să nu mai vezi lumea așa neagră. Și nici să nu mai intereseze ce face celălalt. Da. Pentru că fiecare dintre noi este unic în felul lui, fiecare dintre noi are ceva de spus în felul lui și până la urmă ori este loc pentru toată lumea sub soare, mai ales că mulți dintre noi vrem să stăm la umbră.
mai ales cu vremea asta așa ca Nicola. Bă, mai, bine că mai vine ploaia din când. Da, asta ca așa, dar până asta, da, asta este adevărul. Da. Eu o spun din propriile trăiri, o spun pentru că fiecare dintre noi are momente în viață când vede lucruri într-un anumit fel, dar viața are și alte realități, nu numai realitatea asta. Da. E important, uite, ca să fim înconjurați de oameni care nu ne dau acest sentiment, cum ți-ai și tu, Teodora, de oarecum să fii deranjat când auzi vorbe din astea răutăcioase. Până la urmă fiecare le știe pe ale lui. Eu, pentru că la început tata fiind mereu cu mine, el știe și sigur și mai multe decât știu eu. Știi? Adică lui poate, el auzea mai multe, dar nu pe mine mă fereau. Te menaja pe tine. Da. Pe mine nu mă lăsa niciodată să zic nimic. Și eu așa, oricum eu nu comentam la nimeni, dar când poate au fost momente în care trebuia să-mi spun punctul de vedere și n-am făcut-o, pot să zic că oarecum îmi pare rău, dar pe o parte îmi pare bine. Eu nu m-am considerat... Că stai la locul tău. Da, eu n-am deranjat pe nimeni, eu așa consider. Niciodată în muzică n-am zis nimic de nimeni, nu mă interesează absolut nimic din ce face celălalt sau fiecare cu treaba lui, eu sunt eu. Ce piesă s-ar potrivi acum la discuția asta? Nu știu, avem vreuna din astea pe care le-am... Ei, vreau acum să mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. A, bun, uite, potrivită. Deci vreau acum să mulțumesc, da? Mario Buzeanu. Ascultăm piesa, luăm pauza de publicitate după aceea și revenim în studio, în direct, alături de Teodora Bărsan și de Mario Buzeanu. Am pornit de jos, a fost greu, dar și frumos. Am muncit și am răbdat până când m-am ridicat. În viața am pornit de jos, a fost greu, dar și frumos. Am muncit și am răbdat până când m-am ridicat. Vreau acum să mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Tot ce mi-am dorit și am vrut, am muncit și am făcut. Vreau acum să mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Atunci când eu m-am rugat, Dumnezeu m-a ajutat. Mulți au fost în calea mea, au avut norocul să-mi ia. Ei nu știu că nu se poate, ce-i al tău e pus de par. Mulți au pus în calea mea, au vrut norocul să-mi ia. Ei nu știu că nu se poate, ce-i al tău e pus de par. Vreau acum să mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Tot ce mi-am dorit și-am vrut, am muncit și-am făcut. Vreau acum să mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Atunci când eu m-am rugat, Dumnezeu m-a ajutat. Vreau acum să mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Tot ce mi-am dorit și-am vrut, am muncit și-am făcut. Acum să mulțumesc pentru viața ce-o trăiesc. Atunci când eu m-am rugat, Dumnezeu m-a ajutat.